Bun găsit, Raluca, bun găsit tuturor. Sunt percheziții chiar în aceste momente la Sindicatul Liber de la metrou de aici, de la Piața Unirii. Așa cum ai spus și tu, sunt percheziții și la reședința din Sinaia a liderului de sindicat, fostul deputat PSD Ion Rădoi, dar și la primăriile sectoarelor 3 și 5. Nu este foarte clar în aceste momente ce fapte vizează procurorii. Cert este că e vorba de infracțiuni de corupție, întrucât de anchetă se ocupă DNA. Potrivit unor surse judiciare, primăriile sectoarelor 3 și 5 sunt vizate întrucât pe raza acestor sectoare nu au fost demolate chioșcurile ilegale de la metrou. Vă reamintesc că în martie sindicaliștii de la metrou, conduși de Ion Rădoi, au blocat transportul subteran în urma unui conflict cu Ministerul Transporturilor, care dorea să demoleze chioșcurile ilegale de la metrou. Până la urmă, în lunile următoare, aprilie, mai, aceste chioșuri chiar au fost demolate, mai puțin cele de pe raza sectoarelor 3 și 5. Așadar, acestea sunt informațiile. La revedere!